Pe 22 decembrie 1989, Nicușor Vlase a plecat de acasă și a mers împreună cu mai mulți tineri în centrul Brașovului, acolo unde demonstranții cereau libertate. A fost ultima oară când Elena și Nicolae Vlase și-au văzut în viață băiatul de 19 ani. L-au căutat 5 zile pe la toate spitalele și l-au găsit în final la morgă, împușcat, cu urme de tortură. Dosarul a fost închis mai bine de 10 ani. A fost preluat în 2004 de generalul Dan Voina, care susține că ar fi găsit vinovatul și a început urmărirea penală împotriva lui. Cel care l-ar fi împușcat pe Nicușor Vlase este însă și acum liber, pentru că dosarul morții tânărului și al altor mii de victime i-a fost luat procurorului Voina și de altora în 2007. Părinții lui Nicușor Vlase și-au cerut dreptatea la CEDO și azi au câștigat. Cei care au răbdare, adevărul va veni și dreptatea până la urmă va învinge. Adică trebuie să se facă dreptate. Este un crime și trebuie să răspundă cei care sunt vinovați de asta. Elena Vlase cere acum, așa cum impune de altfel și CEDO în decizia de azi, ca procurorii care țin în sertar dosarul din 2007 să-l finalizeze și să-l trimită în judecată. Alte peste 8.000 de victime sau urmașii acestora așteaptă același lucru. Sute de plângeri similare cu cea a Elenei Vlase stau să fie judecate de CEDO. Curtea cere azi parchetului general să nu se mai prevaleze de prescrierea faptelor sau de complexitatea cercetărilor și să finalizeze ancheta. CEDO a pus dosarul sub supravegherea Consiliului de Ministri al Uniunii Europene, care se va asigura că România pune în aplicare această decizie. Lucru cerut și de președintele Traian Băsescu acum 2 ani. O să dăm o soluție. Cred că ați înțeles foarte bine ce v-am spus și am o rugăminte. Nu mă confundați cu un ziarist căruia îi faceți o declarație. Vorbiți cu șeful statului care vă spune așa: au murit 1600 de oameni la Revoluție, iar voi închideți dosarul. Aveți soluție sau nu? Au murit oameni la Mineriada din 13-15. Ce vreți să-mi spuneți? Că vă impun o soluție, vă impune realitatea să spuneți dacă s-au împușcat singuri oamenii aia sau au fost împușcați de cineva. De atunci, ancheta este în același stadiu. Este așa cum a precizat un reprezentant al parchetului în faza actelor premergătoare. Nimeni nu a fost pus sub urmărire penală, nimeni nu a fost trimis în judecată. Parchetul a refuzat de altfel categoric ca un reprezentant al său să dea o declarație despre ce intenționează să facă în dosarul Revoluției pentru a pune în aplicare hotărârea CEDO. Criminalii trebuie să răspundă în fața legii. Eu cred că cei care tăinuiesc crimele comunismului sunt cel puțin complicii ai criminalilor din regimul totalitar.